Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barba Neagră. Bărbiță, faimosul bărbiță. Bărbășor, suntem pe Sosnovska singur de data asta pentru că din nou filmăm după mult miezul nopții. O să-i dau un H. Nu cred că l-am încadrat cum trebuie, dar sper. A, bun, hai că încadrat cum trebuie. It's ok, man, it's ok. Bun, am o problemă aici. What the fuck? Deci când am intrat am găsit tractorul ăsta un pic, stătea un pe bot, nu știu cum să explic, stătea oarecum un bot și avea remorca asta în sus, chestii trebuie, n-ar fi trebuit să se întâmple pentru că, cu excepția lui bărbiță, nu am alte moduri băgate pe harta asta și ce vedeți aici, că atât remorcele cât și tractorul, practic, fac parte din Gold Edition. Așa că, uimitor! Uimi-fucking-tor! Bun, o să iau și eu zetor, o să închid. Sau nu, hai să lăsăm totuși, mi-aș fi dorit să pot să pun inspectorul sus, dar va trebui să mergem acum cu zetorul să descărcăm combina asta, care, Russell Mashu, care a terminat de făcut aici trebușoare, după care avem remorca de paie, care tot adună în continuare treburi pe aici. Mai încapem prima ceva? Ha, hai că mai încape un pic, suntem la 44% și ușor, ușor, asta e full, apropo, combina asta a fost full. Aici avem barley, adică orz. Hai să băgăm și în cealaltă remorcuță. Hai dale, boss. Și în partea cealaltă am tot orz, care merge în Iva și eu plantez în același timp canola pe partea aia. Iar mai am un tractor care a terminat, cred că acum a terminat de semănat. O să mergem, de fapt și ce putem să mergem chiar acum. Da, hai că putem să mergem direct la acum la el. Practic mai avem terenul ăsta aici, nu stai, terenul celălalt care nu e semănat și o să... hai să mai folosim noi, să semănăm acum ce mai avem aici. După care când o să rămânem fără fertilizator, o să mergem să... Zici semănat, pardon, fertilizat, că le-am încurcat. După care o să rămân fără fertilizator, logic, și mergem să încărcăm. Bărbiță, de ce nu întoarce? What? Sau întoarce? Nu întoarce, de ce nu întoarce? Nu detectează? Oh, come on, man, seriously? Nu-mi face una ca asta. Hai, te rog eu, funcționează cum trebuie. Așa, bă, tăticule, avem la asta, ok. Asta e un pic cam plin și hai să ne continuăm treaba cu asta. De împrăștiat, îngrășământ, trebuie să mă mai apropie puțin mai mult de margine, că nu am loc de eroare foarte mare, cam așa ceva. Păi nasol dacă bărbița nu se întoarce. Sper că la capătul celălalt ăla de acolo să se întoarcă pentru că linia e dreaptă. Terenul doar la capătul ăsta în care ne îndreptăm noi acum este inegal. În rest, acolo e destul de drept. Din câte știu. Da, hai că acolo se întoarce. Ok, dar la capătul ăsta nu. Bun, eu am ajuns aici și pentru a economisi fertilizatorul să opresc. Pac. Întoarcem. Ușor, ușor, ușor. Și mai dăm, dacă nu mai ajunge o rundă ar fi superb, după care trebuie să merg să încarc din nou și să-l dau pe automat, probabil, după aia. Hey, man! Da, și cred că de acum nu mai. Ia, hai să mă uit la el. Nu cred că mai întoarce de acum acolo. Este? I don't know. Eu nu cred. Bun, hai că acum a ajuns. Dar nu văd să facă niciun viraj. Da? Deci nu detectează, înseamnă că porțiunea aia pe acolo e prea... Știți ce am putea face, nu? Adică aș putea să... nu mai am deloc, ok, bun. Aș putea ca în marginea aia să o tai eu și să plantez practic iarbă, să fac tot terenul drept. Nu știu sigur dacă să funcționeze, dar o să încerc chestia asta. Uite acum, chiar încerc cu bărbiță treaba asta, să vedem dacă într-adevăr funcționează, dar după ce pun tractorul ăsta să fertilizeze alt teren, de ce l-ai la jumate acolo, o să-l aduc practic la același teren, Niva s-a umplut, bun, 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 și cu Niva, și o să mergem să încărcăm cu fertilizator aici, atunci o să las zetorul ăsta să se încarce cât vin eu să descarc Niva, ca să facem totuși cât mai repede, avem zetor Crystal Barley, Russell Mash 86, 46% e Russell Mash și a terminat sau de ce s-a oprit? E decât 46%, ori s-a blocat, ori s-a oprit una din două. Dar nu înțeleg de ce s-ar bloca. Niva este plină. Iar Russell Mash-ul ăsta s-a blocat aici.
Ok, dar nu înțeleg de ce, că nu trebuia să fac întoarcerea chiar atât de mare, dar în fine. Iar dacă dau eu așa, bun. Hai să mergem să descărcăm, să o descărcăm pe drăguța de Niva. După care o să merg, bineînțeles, la bunker să devărs și eu tot ce am în remorcile astea, pentru că e full pe aici. De barley, mă, de barley. Dar chiar statusul meu pe aici, prin Gold Edition, care e, că n-am mai jucat de ceva vreme. Barley, 30.000 de tone, 30.000 de kilograme, pardon. Holy shit, avem ceva. Și chiar avem ceva. Nice. I like it. O să terminăm treaba bănuiesc pe aici, după care o să trebuiască să vindem și niște barley pentru un income, să ne mai vină și nu niște bănuți, că ducem lista să mai cumpărăm lucruri. Aș vrea să cumpăr, dar nu știu dacă o să fac bani. Dar oricum trebuie să ne băgăm neapărat în niște silage eventual pe viitor. Putem să facem asta cu noul mod pe care îl avem acum. Mi se pare destul de interesant. L-am și pe The Old Rich Farm. Și este chiar... E chiar o metodă interesantă. Uite combina asta care asta face silly și doar dai 10.000 pe ea. Și mai e una, am găsit-o eu, 65.000, care nu o să o bag în serie, dar doar vă arăt aici. Am uitat eu să șterg modul pur și simplu. Dar e super tare și asta pentru că nu are doar header de silici, adică de porumb, ci are și header de grâu și de alte și de iarbă. Așa că practic o combina normală, numai că are un stil vechi. După părerea mea nu se merită pentru că e 65.000 de euro. 5.000 de dolari sau cât de euro, mă rog. Și nu se merită, pentru că practic cam atât e un IVA. Cât e un IVA? 75, așa că mai pui și ție un IVA, știi, așa că nu are rost. Practic, lățimea header-ului e cam aceeași, dacă nu chiar aceeași, așa că nu se merită, cine știe ce, poți să ții un IVA sau sau Comia, știi? Așa că funcționează oricare, plus de alta alea sunt mai noi, sunt mai finuțe, mai alea. Terenul ăsta e semăn, ăsta e fertilizat, pardon, după că așa, bun, mi-a mai rămas la de fertilizat și hai să mergem acum să tăiem, să zic așa, nu știu, terenul, putem să zicem așa, că e ca și cum l-aș tăia oarecum și îl îndrept prin tăiere, știi? Să mă duc cu tractorul ăsta, de la volan, yeah boy, mau ce mizerabil e, n-am decât 6.000, nu-mi permit deloc să-mi cumpăr un pressure washer, un spălător. Pentru că mai trebuie bani. Mai trebuie bani pentru că când o să angajez eu lucrător, când mai pun la semănătoare, când mai pun la fertilizator și toate cele. E, fraților, acu. Hai să începem de la un capăt. O să setez pe iarbă. Asta e iarba de aici. Și în clipe ca astea regret că nu folosesc GPS-ul. Dar deocamdată nu știu să-l folosesc chiar atât de bine. Și cred că... Nu, că drumul ăsta nu e drept. Trebuie să fiu... Deci dungile astea ce le vedeți voi aici, eu încerc să mă pun cu tractorul cu bărbiță cât mai paralel pe ele. Și să mă uit la botul tractorului și am acolo destul de paralel. Și dacă mă duc, dar nu știu sigur dacă e încadrat bine aici, este puțin. Acrosul se umple, mai 90% cu barle. Uite, vezi și folosința inspectorului. Și dacă mă duc așa... Oare o merge? Nu știu, hai să vedem. V, B și acum pun iarbă și mă duc în față. Bă, pare destul de drept, adică nu știu ce să zic. Îl cam tai așa o leacă. Bă, că nu e cel mai drept din lume. Dar nu îndrăzi nici să iau vreo curbă cu bărbiță. I don't know, man. I don't know. Oh, Doamne. Nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă mișcare, dar sper să funcționeze... Zetorul. Stai, ce aveam pus aici? Pe bărbiță îl aveam pus. Sper să funcționeze. Sper să detecteze ca și cum terenul se termină acolo. Că dacă nu am îmbulinat-o, am făcut chestia asta degeaba. Oricum, mai trebuie un plug, deci noi trebuie să luăm un plug să unim terenul ăsta cu celălalt, așa că faptul că am tăiat acum un pic din el era necesar. Ce? Of, mai am rămas o porțiune acolo. A fost o chestie necesară, oricum o făceam. Doar că nu știu cât de bine am făcut. Opa, avem ambele combine. Din nou, acrosul s-a blocat și nu înțeleg de ce. Iar am piatra aia, iar am rocaia. Geez, man, shit. Not very nice. Not very nice. Hai că mai avem aici o părticică foarte mică. După care va trebui să... De fapt o să-l pun pe ăsta să-și continue treaba cu semănatul, dar să nu uit eu să selectez acolo
Bine, înțeles canola. Ăla. Ia mă și pe partea asta. Mai am decât o singură trecere, sper. Super! După care, bineînțeles, trebuie să fertilizăm și chestii și treburi. Și ile. A, nu, încă două. Și aici încă una. It's ok, man, it's ok. Hai. Gata. Bun. B, V, selectăm canola. Canola boss. Uite aici, gata. Și o să încep din partea cealaltă, pentru că nu știu dacă când o să ajungă la capăt o să ia în stânga sau în dreapta. Așa că pentru a mă asigura că o ia în stânga, o să încep de aici noua recoltă. Nu am nimic pe teren să blocheze drumul, așa că punctul ăsta e vedere, e belea. Îi dau un H. Prima întoarcere o să facă cum trebuie, bineînțeles. Marginea rămâne. Nu știu, este. Hai, boss, du-te. Stai, fără grijă. Da, marginea rămâne un pic, lasă, nu-i bai, nu-i problema. Bun, across ăsta, hai că a terminat și o să-l duc pe el. Vine practic muntele la Mohamed. Și o să mă duc eu la remorcă, pentru că oricum trebuie să o parcăm. Nu am nevoie de combina deocamdată, așa că... De fapt, știi ce? O să iau combina și o să pun... Hai să o lăsăm aici, pentru că eu trebuie să descarc tot un bunker. Eu nu mai am aici practic nimica. Deci aș putea, cred că, să mai descarc un pic din Niva până când începe. Ia hai să descărcăm din Niva, că Niva are o capacitate mai mică. Apropo, hai să vă arăt. V-am mai arătat și pe The Old Rich Farm, dar nu știu sigur dacă ați văzut chestia asta. Când sunteți în Niva și vă uitați în dreapta din interior, vedeți acolo nivelul cerealelor, da? Bun. Hai să vă arăt o chestie interesantă. Atunci când descarci... A, eu tot aici sunt. Ok, stai așa. O să-i dau cancel la lucrătorul automat și dacă uităm în dreapta, uite, vezi cum scade nivelul la, în bunkerul de cereale, că și bunker se numește și la spațiul ăsta de depozitare al cerealelor în combină. Și vezi acolo prin ferestruța asta mică, practic, unde e nivelul. Mi se pare o chestie foarte interesantă, faptul că au băgat animația asta, că practic aia se numește o animație. Uite, avem și acolo un display afișaj electronic al kilogramelor până la zero. Chestiile astea sunt niște detalii care fac combina asta o combina super, super tare și îmi plac lucrurile astea care sunt micuțe așa și le vezi de-abia după aia, știi? Deci tot respectul măi pentru treaba asta, un job bine, bine făcut. Bun, cât am eu acum? 90? Da. Niva asta nu prea ține atât de mult în ea. Asta e dezavantajul. O să merg să descarc cu zetorul, după care descărcăm, bineînțeles, și... Hei, doamne, doamne, rost să-ți mai ia și celălalt, acrosul. Deci avem acrosul și Niva. Iop, mergem pe dreapta. Și-o descărcăm foarte frumos. Hop, 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 hop. Sunt curios cât am avut aici, 25. Oh, super, super, facem 50 și... Nice, 50 ceva de tone, nu-i bai, e ok, e bine, o ducem bine, o să facem niște bonuți, aș vrea un Mercedes, dacă e un Mercedes de asta ar fi superb, deci stai așa. Vreau pe ăsta neapărat, vreau un Imogu, frate, dar n-ai văzut, deci un Imogu for the win, gata. Văd că zetorul ăsta stă cam prost cu benzina, dar o să-l las deocamdată așa cu la jumate, poate cine știe. E mai ușor, așa că poate merge și el un pic mai repede, care o viteză te doare capul. Și este, poți să-l las remorca aici? Niva e... din Niva de ce s-a oprit? What? But why? What happened? Bă, ce s-a întâmplat cu asta? Haide, boss! What's up? Care e problema? Nu înțeleg de ce s-a oprit atunci. I don't know why. I don't know why. What the fuck? What the fuck? Ia stai, hai să vedem ce face bărbița. Bărbița detectează din câte am văzut eu. Uite-l mă că funcționează, vedeți? Măi, că am reușit, măi, să facem un teren frumos din toată treaba asta. Beautiful! Așa dau. Nice, hai că n-am făcut în zadar spațiul ăsta pe aici cu iarbă. Și hei, o să crească iarba, așa că odată cu o să avem nevoie de iarbă, o avem aici la îndemână, așa că din punctul ăsta de vedere suntem câștigați. Bun, o să-i dau un H și ăstuia. Nice de nice, para nice. Deocamdată remorca de paie stă pentru că n-am mai apucat să strângem paie, suntem prea ocupați cu alte treburi. Și hai să descarc și eu acrosul până una alta.
Putem să ne... A, uite și Acrosul are în spate. Uitați-mi de chestia asta, dar am văzut-o. Și are și afișaj electronic, dacă nu mă înșel. Da? Și uite, are în spate aici grânele, da? Și când vom descărca... Uite că voi merge aici, voi descărca în primul. Stai, uite, deja descarcă. O să vedem aici în spate, uite, cum se dă în jos, da? Tare sau ce? Uite, ba mai mult, se dă doar dintr-o parte. Cât de tare e chestia asta? Da, it's very nice, man, it's very nice. It's... E un detaliu micuț care face tot efectul. A, uite, avem aici paie și avem și pe cealaltă paie. Avem paie să ne punem și în cap, dacă vrem. Paie pe peste tot. Bun, o să iau și eu Acrosul, după care o să-l parcăm la noi aici, frumușel, în a noastră. Nu știu ce e asta. E un adăpost. Băi, cred că adăpost e exact terminologia corectă pe care trebuie să o folosim aici. Și voi pune și eu frumușelul ăsta. Nu că n-am vrea să plouă pe ea, știi? La cât e de mizerabil. Dar chiar când plouă. Apropo, eu apăs IP pentru a afla. Ok, în două zile plouă. E ok. Oricum o să trebuiască în curând să dăm timpul pe rapid. Pentru că facem treburi. Pe aici zitorul ăsta să-l las. Văd că Niva mai are. Dar vorbița a terminat. Ok, nice. Hai să strângem și noi trebușoara. Și inevitabil va trebui să-l dăm, să-l punem pe alt terem să facă treaba, logic. Și din nou nu ne mai rămâne nimic, niciun timp pentru a strânge iarba. Asta e. O să mă duc totuși cu remorca aia în bază. Oricum, câștigam câțiva bonus, câștigam ceva bonus cu paiele, erau câțiva bonus care ne foloseau, dar am văzut totuși că avem un silos barley, cam cu grămada aș putea să spun. Și anume să fiu mai exact 57 de tone. Așa că merg și câțiva bănuți, dacă aș vinde. Dar mai facem. Și practic ne-ar trebui 100 și ceva ca să facem de combina aia mod și de o semănătoare de porumb. Și dacă am face noi treburile astea două ar fi absolut demențial. Sau am putea să ne băgăm în iarbă. Deci să facem sirici din iarbă. Sunt două posibilități pe care noi putem să le facem. Aici avem canola. Sigur, hai să punem canola aici. Rotim recoltele. Așa, bă, tăticule, bă. Că așa se numește. Rotim recoltele, măi. Niva e 99%. Hai cu zitorul, tăticule, că nu se mai joacă combina asta cu noi. Să vină așa frumos. Și să mă încadrez pe din aproape. A, gata, să și oprit, vezi? Goală. Pic așa. Și acum se descarcă. Bun, așteptăm. Murim de cald aici. În zetorul ăsta mizerabil. Da. N-avem ce să le facem deocamdată. Sunt mizerabile toate. Au muncit din greu cei drept. În afară de Niva, fiindcă a fost achiziționată ultima dată. Dar în rest sunt foarte... foarte muncite utilajele mele de pe Gold Edition de pe aici. De pe Sosnovska. Și mai duc, oricum. Mai duc. O să-l pun și pe ăsta, o să-l parchez pe aici, pe undeva. Văd că zetorul ăla... Deci, fapt, știi ce? Dacă zetorul ăsta tot a terminat, o să-l duc în altă parte acum. Hai să-l ducem în altă parte să facă treabă. Îl ducem în bază. După care o să vin cu agrostarul să... Să luăm niște paie, dacă mai avem ce paie să mai luăm. Măcar o remorcă să fac, frate. Măcar o remorcă din terenul celălalt, care îl face Niva acum. Dacă tot n-am apucat. Ce târziu s-a încărcat textura aia. Why? Why de why? Uite aici vreau să-l aduc și o să-l parchez pe spațiul ăsta verde de pe lângă unde nu poate să deranjeze pe nimeni. Uite, colea, ca să aștepte. Și acum o să venim cu Acrosul, cum am zis, pentru paie. O să strâng și eu câteva păișuțe. Să vină, măcar să strângem o... Da, nu cred că facem o remorcă. Jumătate de remorcă, nu știu, scoatem 1000. Dacă scoatem măcar investiția pe care am făcut-o în fertilizator și semințe, dacă, și în benzină, motorină, da. Dacă am face chestia asta, ar fi... bine cel mult. O să las și o remorcă jos. Remorcă, nu știu ce este. Sistemul de captare al paielor. Mamă, ce definiție, frate. A? A? Terminologie agricolă sau ce, frate? Bun, îi dăm un B. Ăsta e avantajul la remorca asta, că poți să mergi destul de repede cu 24 de km la oră. It's ok, man. It's ok.
Și ne strângem, avem deja 10%. S-ar putea să strângem o remorcă. Poate nu de aici, dar de pe terenul cealalt strângem o remorcă, așa că e ok. Trebuie să ne mișcăm rapid până când noi ia bărbiță în față. Că cu bărbiță nu te joci. Și dacă aș fi eu deștept și sunt, uite, o să începem de aici să facem. Că, practic, bărbiță vine din partea asta și o venea din partea aia și bărbiță mai lua și fâșia asta de paie până când eu venea din partea cealaltă. Așa că e mult mai eficient dacă vin după el și eu iau oarecum înainte, știi? Doar că trebuie să fiu atent acum când va întoarce el să nu-i stau în cale cine știe ce și o să fac întoarcere ceva mai mare. Adică pe aici, știi? Vezi? Îi stăteam în cale dacă întorceam aici cu el. Așa, bă, tăticule, bă, bun. Hai, facem o liniuță, bărbiță. Facem o liniuță, băi. Hedia, boy, hedia. Hai să sting și ăsta că nu mai am nevoie de el acum. Știu toată lumea ce face și pe unde e. Practic nu avem decât Niva care e aproape umplută, probabil. Este. Zitor, barbă negră, rostul mai nu-și va 76%. It's ok, man, it's ok, 76%. Merge. Mai e, terminăm și noi aici. Ok, aproape 70%. Am făcut ceva? Da, nu cred că o să umplem toată remorca asta dacă mai fac și fâșia cealaltă, dar dacă mă mai duc și pe terenul cealaltă și mai trag o fâșie, l-am terminat. Fac și efecte sonore mai nou, da. O să facem și fâșia asta, după care o să merg să descarc Niva aia, pentru că nu mă grăbește nimeni cu Niva și la fel nici cu astea. Dar totuși trebuie să fim aici în producție. Hop, hop, hop. Am luat-o pe Miriște. Am omis ceva acolo? N-am omis. Uimitor. Am luat-o pe Miriște, dar n-am omis. 100%, nu pot să cred. Exact când am terminat terenul. Wow, și mai rămas și puțin în urmă. Cum așa ceva? Tare. Perfectos. Bine, gândit, am făcut tot terenul. Hai să... Bun, o să descarc și o paiere, dar în timp ce se descarcă, mergem să descărcăm Niva. Și așa facem două lucruri deodată. Cea mai eficientă strategie. Suntem numai pe eficiență, măi. Suntem numai pe eficiență. E tare de tot silozul ăsta de aici, să știi. Adică, nu știu, arată interesant. Arată... Ce-mi place mie cel mai mult la harta asta, și nu sunt multe, adică le pot număra pe degete, lucrurile care îmi plac foarte mult la harta asta, dar unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult la harta asta este... De fapt, nu este, ci sunt betoanele astea de pe jos, mai ales din bază, care chiar dau un aspect ăsta de fermă, frate, pentru că sunt plăci de alea de betoane, știi, practic... Bine, hai că acum se pune asfalt la... Dar știi, înainte, asta e o veche cooperativă unde suntem noi aici, știi, pe domeniul ăsta rusesc. Și... Înainte așa era beton, pe peste tot beton, beton, beton. Practic, betonul e definiția comunismului. La asta te gândești vizual când îți imaginezi comunism, știi? La blocuri... Toate la fel și comunism, totul gri, că de, practic griul ăla, știi, culoarea gri de la beton vine, că na, betonul e gri. Dar, nu știu, mie îmi place podeaua aia pentru că podeaua, e impropriu spus. Și mai mult, nu știu, pavajul, putem să-i spunem pavaj. Hai să iau și-o tractorul ăsta și ne uităm în bază mai îndeaproape la ce mă refer eu fix. Hai să punem aici pe drum. Și dacă mă duc, exact asta ce vedem noi pe aici pe jos, pentru că am și iarbă pe lângă, știi, și îmi place chestia asta foarte mult, da. It's belea, man, it's belea. Hai că s-a terminat aici, am mai făcut câțiva bănișori, acum am 7300 exact cât am avut prima dată când am început. Și, practic, nu s-a simțit nimic. Dacă tot tractorul ăsta a făcut bani, o să-l și încarc aici cu motorina. Și avem aici o stație de mini peco, cum ar veni, un mini peco. Și e aproape full. Bărbășilor, continuăm data viitoare. Fie pe The Old Rich Farm, care e cel mai probabil, fie pe Sosnovska. Dar până atunci, nu uitați, dacă v-a plăcut să vă abonați și un like, este imens apreciat. Iar dacă voi considerați că videoclipul ăsta merită văzut și de alții, un share ajută canalul foarte mult. Până data viitoare, v-am salutat!